să vă întreb cum s-au desfășurat probele cu acele patru camioane preserie? Și cine a făcut parte din echipa de încercări? Și unde s-au testat? Păi, din cele patru camioane, în principiu, la începutul încercărilor au fost măsurate piesele de uzură. Au fost început să se vă spun de înainte. Fiecare camion avea un fel de responsabil personal, adică un tânăr inginer care răspundea de el, care le-am demontat camioanele și am măsurat bolțurile de arcuri, bolțurile de fuzete, adică piesele de uzură au fost măsurate la început, ca să putem să le măsurăm și la sfârșit să vedem care, cum, ce s-a întâmplat. Și deci existau acești responsabili în faza de demontare. După ce s-au montat și s-au pregătit pentru încercări, s-au încărcat fiecare cu tonajul util prescris. Cu calup de beton a fost încărcarea, de 50 de kilograme fiecare. Și responsabilitatea coordonării, că de fapt un grup de tineri ingineri, n-aveam experiență de conducere de loc. Deci responsabilitatea pentru rulajul de anduranță mi-a revenit mie. Programele, bineînțeles, că făcute la nivelul consorțiului șef, cu propunerile noastre, cu propunerile altora. S-au stabilit traseele, câteva tipuri de trasee, care se conține așa fel cu diferite categorii de drumuri, încât să rezulte 75.000 de kilometri echivalenți corespunzător situației drumurilor din România. Vă spun că a fost o încercare foarte grea, pentru că atunci, depinde de DN10, Valea Buzăului nu era asfaltat. Ca un simplu exemplu. Parângul, ca să-l trecem, era un drum, se chema drumul Reginii, dar era o calamitate din punct de vedere a circulației pe el. Deci am avut destul de multe zdruncinături. Și poate că atunci am avut și niște efecte colaterale neplăcute pentru mine, un mic reumatism. Era în cabine, să știți că deși au fost făcute splendid, am avut niște inichiții fantastici, totuși era un curent cumplit și încercarea se făcea, țin minte, în mai, în aprilie, februarie, martie, aprilie, mai, a fost un mai foarte riguros. Pur și simplu înghețam în mașină, instalația de călzire nu funcționa ca lumea, se defecta mereu și așa mai departe. Plus că în primele faze, până când furnizorul de la Sibiu, era Elastic Sibiu, se numea pe atunci, de arcuri de supapă și de arcuri de suspensie, n-au introdus ecruisarea ca proces tehnologic al arcurilor, aveam pe capete ruperi de arcuri și ruperi de supape de motor. Mă închipuiți noaptea de ploaie sau de laboviță să schimbi un arc sau să schimbi supapele sau să locuiești arcurile de supapă arse. Supapele de evacuare erau răcite cu sodiu, deci înăuntru era cu sodiu. Când se supraîncălzau, undeva apărea o fisură, se vărsa sodiu. Adică erau foarte multe probleme noaptea și ziua, așa încât a însoțit camioanele alea pe drum, nu era deloc o treabă ușoară, dar vă spun încă o dată, pentru cine vrea să învețe anatomia și fiziologia unui autovehicul, camion era o lecție fantastică. Practic, în ce constau încercările și pe ce perioadă de timp se desfășurau? În afară din încercările dinamice, care viteza maximă, consumul de combustibil, frânarea, raza de viraj și așa mai departe, care s-au făcut pe asfalt și condițiile câte am putut noi pe drumurile publice, restul era simplu rulaj, adică toată treaba era să mergi cu camionul și cunoscând deja peisajele, era foarte plicticos, să spun, sub aspectul ăsta. Monotonia era distrusă de acele incidente care apăreau frecvent, mai ales în prima fază, dar care cu timpul s-au rărit, mai ales că și colaboratorii Steagul Roșu și mai ales el asta cu Sibiu a fost foarte, foarte cooperant. În timpul probelor țineați legătura cu uzina tot timpul, prin telefon sau cum se proceda? Bine ar fi fost să avem telefoane portabile, dar mi se întâmpla uneori, am țin minte că într-o seară la Vama Buzăului parcă era, că era și pe Valea Buzăului, sub Țucaș. Chiar mă întrebam cum mai ieșim de acolo vii, adică s-a întâmplat, nu un accident cu mașina, ci pur și simplu un drum care ne-a blocat coloana. Și eram curios, spuneam, până la urmă, zic, scap cu viață, dar cum voi scăpa? Că nu-mi dădeam seama cum putem ieși de acolo. Și s-a putut și asta, da. Deci,
Nu aveam nicio legătură. Până nu ne întorceam și dădeam raportul, raportul scris, lista defecțiunilor și imediat începea alta alergătură, fiecare piesă defectă, văzut proiectul, dusă la laboratorul central, verificată, măsurată, discutat cu, de multe ori discutat cu cel care a contribuit la defect, îmbunătățită și așa mai departe. Deci era o vânzoleală permanentă, dar nu aveam mijloace de comunicare. Numai când întorceam, atunci știam, când întârzia cineva, era deja o foarte mare alertă, pe de o parte că strica cursa celuilalt care urma, dar nu știam ce s-a întâmplat. Era foarte, foarte curios, domnule, a fi rămas ceva, s-a întâmplat chiar la un moment dat, dar la 113, un coleg de-al meu a avut un accident cumplit, dar fără nicio urmare tragică. La o curbă a trecut peste, n-a respectat curba, a trecut peste șans, trecând peste șans, roțile din față au servit ca punct de oscilație, s-a dat camionul peste cap pe roțile din față, s-a întors, a căzut pe spate și pe urmă, ca urmare a șocului, a revenit pe patru roți. Și a venit, noi discutam liniștiți la, steagul, când a venit ăsta și era palid la față colegul care a fost în camion. Și dar pe mine nu mă ascultă nimeni, dar nici nu-l auzam, că vocea lui era ca de hârtie, așa. Deci se întâmplau și nu știam unii de alții, asta era o problemă. În momentul de față chiar nu-mi închipui cum am putut să intrăm așa, că puteam rămâne oriunde. Vă spun, noi, de pildă, un traseu era următorul. Brașov, Teliu, hai să eu simplu, pe Valea Buzdăului, pe urmă de la Cisilău apucam la dreapta pe niște drumuri care nici nu se puteau numi drumuri, până ajungeam la Vălin de Munte, de la Vălin de Munte ajungeam la Ploiești, de la Ploiești rapid pe drumul asfaltat, asta era partea finală și bună, dacă nu luam invers, dar partea finală și bună a traseului nostru. Probleme am avut pentru că erau foarte multe noutăți, de viteze sincronizate, niște viteze. Cu sincroanele erau probleme. Nu mai vorbesc de confortul din cabină, de... M-am referit deja la încălzitoare de cabină, încălzitoare de aer. Au fost probleme la 132 cu cutia de distribuție, care prima variantă de proiect a fost eliminată. Nu era înapoi deloc reușită și a trebuit să luăm de la capăt cu altă cutie de distribuție făcută rapid. Cele mai dificile erau arcurile de supapă, spiralele, arcuri spiral de supapă și arcurile de suspensii. Erau și dificile ca fiabilitatea mașinii, dar și dificile pentru echipa de încercare, ca schimba un arc în noroare, un arc de suspensii, sau a umblat tot în condiții de iarnă, să schimb de primăvară rece, să schimbi la motor arcul supapele, era o problemă. Da. Era pe Lapoviță, pe Nisoare, nu? Era, vă spun, nu aveam, dar nu aveam nicio variantă să cerem ajutorul, vă dați seama că uneori vineam cu, fără suspensie căzută, eram situații grele de tot. În timpul probelor, unde dormeați noaptea? Și câți erați în echipaj de toți? În timpul încercărilor, când se încerca... Echipaj nu eram doar persoane, eram șoferul și cu inginerul care participa. Cu mine sau cu colegii mei, care era, vă spun, mergeam zi-noapte, zi 24 cu 12. Deci atâta tot, nu aveam. Deci șoferul era și mecanic, dar vă spun încă o dată, a fost personal foarte de devotat, să zic așa, foarte entuziast și foarte competent. Cât s-a putut, în condiții, sigur că au fost și dificultăți inimaginabile, că să vă spun, a schimba un arc într-un noroi, e o problemă care pare simplă, s-a rupt arcul. Ce faci? Sau s-a rupt arcul de supapă, sau arcurile de supapă, sau apăreau probleme cu cutia de viteză, sincroanele se puteau rupe. În sfârșit, au fost probleme de astea, aparent inevitabile, și care cu timpul, cu concursul colaboratorilor, mai ales a fost importantă și fabrica de cutii de viteză de la Colibaș, care a devenit ulterior Dacia de acum. Se chema uzina Vasile Tudose Colibaș, UVTC. Ei au făcut cutii de viteză și vă spun, le-au făcut foarte bune, alea de 101 nici nu pun probleme, erau robuste și fiabile, dar ale serii 101 le-au făcut și pe astea destul de bune. Da. Și serii 139. Noaptea unde vă cazați? Sau unde prindeați, la un primul hotel în drum? Sau cum se întâmpla? Nu era nicio cazare asigurată, nici măcar de unul suplimentar.
le cazam în cabină, vă spun, cabine cu curent, că fiind făcute din ciocan totuși și ușile și structura de metal a cabinei, era un curent infernal în cabine și când era frig afară era cam neplăcut de stat. Deci nu era cu cazare. Cu cazare a fost doar, nu v-am spus, dar vă spun acum ca o paranteză, din 5.000 în 5.000 de kilometri echivalenți, să făceam niște rulaje lungi de peste 1.000 de kilometri, la care participau și membrii Comisiei de Omologare și atunci se punea problema într-adevăr ca să fie, să asigur cazare. Dar închipuiți-vă că trecea muntele Dealul Negru, de pildă, țin minte, și acum Dealul Negru nu era asfaltat. După ce treceam de Râmeniu cu Vâlcea, am ajuns la Pulongrași și la un hotel acolo, cum am stins lumina, ne-am năpădit portițele, dar vă spun ca furnicile vineau. Deci erau probleme grele. La Pulongrași erau până la rând, atunci când am mers pe traversarea Parângului. Dar au fost și alte trasee foarte spectaculoase. Comisia de Omologare omenești erau, vreau să vadă și țara cât mai mult, așa că traseele astea se alegeau începând cu Delta și terminând cu vârful Parâng. Adică cel mai mare varietate de peisaj, de localități, de situații. Da. Când a fost Delta de litoral, mi s-a întâmplat că mi-au furat banii de urnă, că eu eram din cel mai mic îngrat pe acolo. Eu eram cu banii, aranjamente, banii de urmă, banii de hotel, banii de... S-au întâmplat multe, dar în general, la rulajul zi-noapte, nu era vorba de cazare. Pur și simplu trebuia să-l faci și să te întorci acasă. Aha, deci vă întorceați în uzină. Am înțeles. Spuneți-mi, cum s-au comportat camioanele serie 131 pe Transalpina? Pe drumul Regelui de atunci, că nu era încă Transalpina construită. Cum s-au comportat în munți? Să știți că în cazul 131 n-am avut probleme, s-au comportat foarte bine și la urcare, și la sistemul de, vă spun, la urdele, la serpentinile de la urdele, aproape credeai că ești aerian, erai emoționat să stai și în platformă, nu numai în cabină, ți se părea că ești într-un avion. Dar n-am avut accidente, tot acest rulaj, nu am avut niciun accident. Nici măcar teamă de accident. S-au comportat bine, era foarte manevrabil, dar fel camionul SR-131 era o mașină cu față de ce știam noi, extraordinar de manevrabilă. Rază mică de viraj, efortul la volan nu era prea mare pentru că era repartiția și pe spate mai mare. Deci s-au comportat bine la aceste trasee și comisia de omologare, care conținea și niște militari în ea, era chiar șeful comandamentului infanterii și tancurilor, CIT, Urdereanu, fiul lui, acum a avut o firmă de aparaturi electronică, cred că mai are și acum, făcea aparate de scos bilete la autobuze. Deci erau și oameni și cunoscători, din Ministerul Transportului, Ministerul Civil Culturii, deci militare în primul rând. Ministerul Transportului, Ministerul Silviculturii, pompieri, am avut și la pompieri cum corespondenți. Deci erau toate ministerele interesate în nou vehicul, aveau câte un reprezentant. Și ăștia, sigur că fiecare venea cu cerințele lui și fiecare era sever pe parcela lui, dar s-adunau o severitate generală destul de mare, destul de importantă. Da. Mai ales militarii, care erau interesat raza de viraj, dinamica și fiabilitatea, care totdeauna, de asta și atunci am cunoscut și viitorul meu coleg și șef cu care am și scris niște cărți, pentru că era foarte activ, adică pur și simplu nu ierta nimic, să zic cuvântul, cum se spune pe românești. Orice problemă notată și trebuia răspuns. Și problema după terminarea unui rulaj de 5.000 de kilometri, după 5.000 de kilometri, era raportul de încercare care după aceea se discutea la comisia de omologare și care luau un plan de măsuri, cum se zice atunci ca și acum, și un plan de măsuri cu responsabil, cu termene, cu toate lucrurile implicate ca să îmbunătățești ceva din mers. Perioada de asimilare a fost foarte de asimilare practică, nu de proiectare, nu pot să spun prea mult, că n-am lucrat la proiectare, dar de asimilare tehnologică a fost extraordinar de scurtă. Din cauza asta, chiar uzinile colaboratoare, de la Săcele,
motorașele ștergătoarelor de parbriz sau încălzitoarele a avut probleme la început. Or, nu e nimic mai neplăcut decât să te prindă o vreme ploioasă fără ștergătoare de parbriz și noaptea. Da. Și vine din față camioane cu mașini cu lumini aprinse și tu să ai geamul cu șuroaie de apă și să nu știi cum dai pe dreapta. Da. Acele patru camioane prototip, preserie, în ce culori au fost vopsite? Ce culori aveau? Păi au fost vopsite, în primul rând, roșu, galben, albastru, bineînțeles, și una griu, care a rămas fundamental ca o culoare, pentru că s-a intenționat atunci ca din 1 mai 1961, când era, să se defileze în fața tribunelor de la Aro. Atunci, 1 mai se sărbătoreau, avea tribunele ca și 20 august în fața hotelului Aro. Nu s-a acceptat ideea până la urmă, fiindcă nu era omologat. Și atunci, vine cu un produs neomologat, era puțin riscant. Da. Deși la Brașov s-au făcut o expoziție cu produse neomologate și s-au omologat între timp. Dar atunci, nu știu de ce, la nivel înalt s-a stabilit că nu-i cazul. După aia am văzut fotografii și eu, după aia, la tot în fața Aro, roșu, galben, albastru, camioane carcasă. Nu știu dacă nu v-am trimis și dumneavoastră una. Nu. Le-am găsit pe internet. E un brașovean care mă ține, îl cheamă Fluieraș, eu am crezut că e coleg de-a meu, că am avut coleg de-a meu la IPAT, care are foarte multe poze și cu camioane din Brașov. Și pe site-ul lui puteți vedea multe. Fluieraș Alexandru, Alex. Uh-huh. Spuneți-mă, după revenirea în uzină, ce s-a întâmplat, de fapt, cu acele camioane? Care a fost soarta lor după ce s-au terminat testările, omologările și așa mai departe? Vă spun ce este, nu știu. După ce s-au terminat, nici nu ne-a mai interesat. Nu se poate spune că am iubit cadavrile lor sau rămășițile lor. Însă, s-au vândut la vreo întreprindere cu preț redus sau s-au demontat, nu știu, că nu aveam acces la toate informațiile și nici nu mă interesau în faza aia, mai puțin apăsat ce se întâmplă cu ele, ci ce se întâmplă cu seria, pentru că erau probleme care încă mai se puteau îmbunătăți. Da. Nu s-a rezolvat, adică prototipul încercat a dat soluții, a dat tematica. Soluțiile nu le-a dat, iar aplicarea soluțiilor nici atât. Deci a fost primele livrări, au fost cu probleme. Parcul rece, așa zis, parcul rece a Steagului Roșu s-a umplut curând cu camioane venite cu deficiențe în reparație, în termen de garanție. Atunci la început. Adică, da, a fost la început, așa a fost. Și chiar au îndrăznit la un moment dat, nu știu cine a dispus la minister, să vândă chiar în Cehoslovacia asemenea camioane. Și primele reacții au fost foarte dure, pentru că au apărut probleme și a trebuit, era o permanentă luptă cu noutatea și cu noutatea dușmănoasă, să-i spun așa. Trebuiam permanent să găsite soluții și rapid, că nu, clientul nu stătea după noi, clientul venea și spunea, mâine trebuie să plec, mâine am plan. Nu era posibilitatea de a sta și a comenta pe larg și a discuta o săptămână. Trebuia discutat imediat. De asta a și fost tensiunea încercărilor. Soluțiile trebuiau găsite rapid și cât mai bune, ceea ce viteza cu calitatea se mai încontrau. Da. Deci, practic, după fiecare întoarcere în uzină, se trageau unele concluzii referitoare la comportamentul camionului, nu? Da, se trăgeau concluzii și de multe ori vă spun un lucru, neajunsurile, sigur că erau unele de proiectare, erau neajunsuri de proiectare, dar din cauza că oamenii se obișnuiseră la Steagul Roșu cu o respectare cu serie 101, cu o respectare aproximativă a desenului, că acolo 01 sau 005 nu era o problemă, au aplicat așa ceva și la serie 131. Și au fost mari discuții între, pun niște ghilimele care n-aveți cum să le scriți, deștepții de la proiectare și deștepții de din atelier. În sensul că proiectantul spunea, eu ți-am spus să faci așa și tu nu faci, iar muncitorul spunea, așa ceva nu se poate face. Și aceste discuții care sunt în urma urmei inevitabile,
au dus la lămurirea multor situații și cu colaborare, până la urmă, s-a rezolvat.